dimineața și bine am revenit la profa mea cu exerciții de matematică la geometrie. Geometria. Deci este partea de matematică cea mai interesantă, cea mai plăcută și cea mai greu accesibilă copiilor. Foarte mulți copii am auzit spun, nu pricep la geometrie. Este o problemă foarte, foarte importantă ca să înțelegem lucrurile acestea. Noi am făcut anul trecut, voi ați început geometria clasa 6-a, deci geometrie, da? Uh-huh. Geometrie clasa. Geometrie. Înainte de asta, fiindcă Daria este prezent aici, haideți să, Daria, să-ți dau și ție o problemuță. Deci, să spunem așa. Într-o parcare, sunt mașini și biciclete. În total, deci mașini și biciclete. În total, deci total, hai să spunem 23. Deci în total biciclete și mașini 23. Tu scrie M plus B, cum te-am învățat? Da. Dacă le iar roțile numărul sunt de roți? Da, numărul de roți, număr roți. Să zicem 62. Întrebări. 1. Câte biciclete și câte mașini sunt? 1. A doua întrebare. Rezolvați problema în 3 moduri de gândire. Adică un mod este acela când presupune că ar fi toate mașini, toate biciclete și un alt mod, ia să vedem, am zis în 3 moduri, dar, deci toate mașini, toate biciclete, în 2 moduri. În 2 moduri. Deci rezolvați? În 2 moduri. Rezolvați? În 2 moduri. 3. Numărul roților poate să fie impar? Numărul roților poate să fie un număr impar? Și 4. Formulați și voi probleme. Formulați probleme după. Da. Sau, de exemplu, modificând numărul roților. Formulați probleme modificând numărul roților. Adică tot 23 în total sunt. Scrie. Deci, formulați probleme modificând numărul roților. Da? Scrie. Formulați probleme. Să scrie în cuvinte. Probleme. Modificând numărul roților. Numărul roților. Câte probleme puteți face? O altă întrebare. Câte probleme puteți face? 5. Câte probleme puteți Oare există și o limită? La numărul roților, mă gândesc. Da? Păi tocmai. Dar ținem cont de total. Totalul e ăla... Totalul e 23. Ai înțeles, Daria? Da. Deci, pot să dau, să spunem, 200 de roți? Pot să dau 200 de roți? Întrebare. Da. Pot să dau numai 10 roți? Corect. Da. Te gândești, da? Deci care e numărul minim de roți și care e numărul maxim? Maxim de roți. Ca să-ți dai seama câte
probleme pe o formulă. Normal că nu se poate. O să vezi. Da. Da. 23 sunt în total. 23 sunt în total. Deci ținem cont că sunt 23. Și care e numărul minim de roți cu care putem porni? O mașină câte roți are și câte roți are o bicicletă. Și de acolo putem porni, gândi probleme. Deci ai aici timp să gândești în astea două ore. Ai o problemă. Nu te grăbi. Nu te grăbi că... Trebuie să analizezi cu foarte mult atenție. Nu trebuie să faci la prima citire. Ai înțeles? Este o mare greșeală. Copiii au tendința de a spune... Le adunăm, le scădeam. Da. Nu? Am mai vorbit asta. Este o problemă de care se poate face în două ore analizând și... Și te gândești și pe toate părțile. Da, așa. Deci la geometrie avem așa, punctul dreapta, planul, semidreapta, semiplanul, segmentul de dreaptă, pozițiile relative a două drepte, lungimea unui segment. Haideți să facem așa. Că dacă ne ducem cu chestiunile de acestea minore, pierdem foarte mult. Nu începem, deci, cu... deci eu propun așa. Așa, ziceți. Să începe un antrenament prin probleme. Prin probleme și acolo unde îi constatăm că sunt greutăți, să desfacem chestiunile. Aha, să pun deci la mă duc pe probleme, da? Da, deci asta m-ar interesa, pentru că altfel pierdem foarte mult timp. Okay. Iar noi trebuie să intrăm în antrenament. Asta e partea voastră, copii. Partea teoretică, citiți, că e manualul, citiți, vă spun. Puneți la punct ca să putem porni la treabă. Și eu încep dintr-o problemuță, o am eu deja în minte, da. Și aici o să punctăm câteva lucruri care se impun îndată, ca să putem face problema. Știți bine, mare problemă am avut la construcție. Da? Deci să facem figura. Asta este important. De aceea, să spunem așa, se dă un triunghi dreptunghic. Scrieți. Da? Se dă un triunghi dreptunghic ABC. Da, un triunghi dreptunghic ABC cu A de 90 de grade. Da, unghiul A, măsura lui A de 90 de grade. Deci în ipoteză A, triunghiul ABC, în care spunem măsura lui A, unghiul A, egal cu 90 de grade. Pe latura AB, pe AB, pe segmentul AB, se ia un punct M, deci fie M, fie M, care aparține lui A, B, segmentul AB. Pe interior, adică nu este un punct în capete, nici în A, nici în B. Aparține segmentul AB în interior. Și ducem M, N, perpendiculară pe BC. Deci ducem mână perpendiculară pe BC. Unde N aparține dreptei A, dreptei, spun acum, AC. Deci N aparține dreptei AC. Nu mai delimitez segment, stânga, dreapta, nu? Ci pe toată dreapta. N aparține lui AC. AB a zis că e segment, domn profesor? M aparține lui AB segment? M aparține segmentului AB. Pe interior. Pătrate, atunci. Dacă iau așa, pătrate. Înseamnă că e vorba de faptul că M poate să fie fie în A, fie în B. Aia am zis că e pe interior. A, și luăm rotunde? Da, așa știu eu că să face notația asta. Când vorbesc de segmentul deschis la capete, fără capete. Mm-hmm. Ca la intervale. Am înțeles. Da? Și atunci, ce cer eu? Să arătăm că C, în concluzie, C, M, e perpendiculară pe B, pe B, B, N. C, M, dreapta C, M, e perpendiculară pe B, N. Adică m-a ajuns să facem figura. Începem împreună. Asta e ipoteză. Deocamdată din ipoteză mare lucru, nu, din enunț, nu vedem decât după ce începem construcția. Cum începe construcția?
Facem triunghiul dreptunghic. Triunghiul dreptunghic. Da. Copii, ce înseamnă triunghiul dreptunghic? Iată acum. Un triunghi cu un unghi de 90. Deci triunghiurile sunt de mai multe, se împart după laturi și după unghiuri. Deci se clasifică după laturi și după unghiuri. După laturi avem triunghiuri. Ai dat drumul la camera, da? Da, bine. După laturi, ce fel de triunghiuri avem? Deci triunghiurile. Hai, acum repetăm, da? Triunghiurile. După laturi. Cum le clasificăm? Ce fel de triunghiuri dacă ținem cont de laturi? Ne referim la laturi. Deci triunghiurile. După laturi. Zianca. Isoscel. Așa, triunghi isoscel. Echilateral, zice, dreptunghi. Echilateral și triunghi echilateral. Isoscel a spus, nu, dreptunghi ca altă ceva, după unghiuri. Și oarecare. Și oarecare, corect. Da? Deci triunghi 1, oarecare. Ăla care nu mai ce-i triunghi oarecare? Ce se întâmplă dacă e triunghi oarecare? Nu contează. Toate laturile diferite. Da. Da? Nici o latură. Da? Toate laturile sunt diferite. Laturi diferite. Laturi diferite. Deci, nu am două laturi concurente. Doi. După laturi, triunghiul oarecare, primul isoscel. Isoscel. Ce este la triunghi isoscel, Adi? Triunghiul isoscel are două laturi egale. Două laturi concurente, spunem mai în limbajul nostru, concurente. Și unghiurile de la bază. Și, tot odată, unghiurile la bază sunt concurente. Deci, astea sunt cele două. Când am zis isoscel, în mintea mea, asta înseamnă. Deci, triunghiul isoscel are două laturi concurente, latura asta cu asta, și unghiurile la bază concurente acestea. Da? Un alt tip de triunghi este triunghiul 3, echilateral. Ce spui despre triunghiul echilateral, Adi? Toate laturile sunt congruente. Toate laturile congruente și unghiurile de câte grade? De 60. Și toate unghiurile de 60. Deci toate laturile congruente, adică aș spune așa că AB congruent cu AC, congruent cu BC și măsura lui A egal cu măsura lui B egal cu măsura lui C. Da? Unghiuri, da? Unghiurile toate sunt de aceeași măsură și egale cu 60 de grade. Deci, când am pronunțat cuvânt triunghi isoscel, imediat în mintea mea, înseamnă două laturi congruente și unghiuri la bază congruente. Isoscel, echilateral, toate laturile da. Congruente și unghiurile congruente. Bun. După unghiuri, obtuz unghice, avem... Ascuțit unghice. Deci, avem triunghiuri obtuz unghice. Cum sunt astea? Cum sunt unghiurile? Ei, da, iar mai mare decât... Un unghi obtuz, adică mai mare decât un singur unghi are. Nu poți să aibă două unghiuri. Da. Că suma unghiurilor într-un triunghi este 180. Da. Deci, obtuz unghice, asta înseamnă un unghi mai mare decât 90 de grade. Da? Apoi, ascuțit unghic. Ce înseamnă ascuțit unghic? Hai repede, copii. Mai mic decât 90. Toate unghiurile. Toate unghiurile. Că dacă are unghiul mai mic decât 90 de grade, nu poți să pronunți. Corect. Toate unghiurile. Mai mic decât 90 de grade. Toate. Unghiurile. Toate. Unghiurile mai mici de 90 de grade. Și dreptunghic. Cu câte unghiuri de 90 de grade? Dreptunghic. Cu ce? Nu două? Nu, se poate două? Da, da. Ei, cum se poate, măi? Se poate două? Dacă ai unul din 90 și altul din 90, împreună fac 180 și el de-al treilea să mai facă. Ce se facă, sărac? Deci nu există mai mult de... Numai un singur unghi. Deci un singur unghi de 90 de grade, da? Unul singur. Deci dreptunghic, un unghi de 90 de grade. Unul.
un unghi de 90 de grade. Deci, repetăm. Triunghiurile le clasificăm după laturi. Miruna, te rog, vorbește laturi și după... Laturi, unghiuri și triunghiuri. Cum laturi, unghiuri și triunghiuri? Mama, triunghiurile se clasifică după laturi și atunci da. Sunt oarecare. Da. Laturile sunt... Isoscel și echilateral. Și când ai zis dreptunghic, după unghi ai dus. Echilateral. Deci trei sunt după laturi și după unghiuri. Două categorii, da? După, când facem referire la laturi, înseamnă oarecare isoscel și echilateral. Când facem după unghiuri, adică? Ortozunghic. Unghic. Ascuțit unghi. Dreptunghic. Deci vedeți, unghi ascuțit, exact. Unghi drept și unghi obtuz. Obtuz. Asta spune obtuzunghic. Dreptunghic și ascuțit unghi. Dar după laturi, Miruna? De care sunt? După laturi, oarecare, sosesc. Deci, repede, astea trebuie să fie în mintea noastră pe asta. Bun. Și acum. Trecem la problema. Hai să vedem. Mai insistăm un pic, că văd că s-au uitat lucrurile de bază. Păi, am zis să mă duc repede așa, dar nu se poate. Linii importante într-un triunghi. Hai să vedem linii importante într-un triunghi. Linii importante într-un triunghi. Care sunt liniile importante dintr-un triunghi? Ce linii importante ați întâlnit voi? Mai tare la viști. Bisectoare. Bisectoarea unui unghi. Mediană, unghi. Mediatoare. Înălțime. Deci. Înălțime, mediană, mediatoare și bisectoare. Patru, nu? Da. Patru linii importante. Deci linii importante într-un triunghi am avea. Înălțime. Ce este aia înălțimea? Înălțimea dusă într-un triunghi. Ce este? Ziceți. Înălțimea e... Ce e? Dreaptă perpendiculară. Da, dreaptă perpendiculară pe latura unghiului. Da. De unde dusă? Din unghi. Din vârful unui unghi. Deci înălțimea într-un triunghi. Deci înălțimea într-un triunghi. Iată copii, să desenez un triunghi la întâmplare. A, B, C. Triunghiul A, B, C. Și înălțimea din A înseamnă să duc, să ajung din A spre B, C pe drumul cel mai scurt. Deci cel mai scurt. Asta este, da? Asta este A prim. Înălțime. Deci într-un triunghi, înălțimea dusă dintr-un vârf este perpendiculară din vârf pe latura opusă. Pe drumul cel mai scurt, da? Deci asta este înălțimea, ajung. Adică înălțime? Perpendiculară dintr-un vârf pe latura opusă. Bun. Deci perpendiculară din vârf pe latura opusă. Deci A prim să notăm și noi. Faceți figură, faceți să avem da. Profesor. Înălțimea asta. A prim, am vorbit de înălțime. Să vedem ce este mediana dusă într-un triunghi. Perpendiculară din vârf. Pe mijlocul la triunghi. Din vârf. Obliș din vârf. Da. Adică ale. Da, uite. Din vârf pe mijloc. Uite cum poți să duci tu așa. Ai obligația să ajungi la mijloc. Da? Și vrei și perpendicular. Și prea mult mai scurt. Cum să fie așa o obligație asta? Vezi, nu arunca cuvintele așa, ci gândim foarte atent. Vedem ce este. Deci, ce am spus eu? Mediana ce? Sau mediatoare, ați întrebat? Mediana. Hai să vedem. E dusă perpendicular pe mijlocul laturii opuse. Perpendicular pe mijlocul laturii opuse. Hai, da? Deci, dar ce-ar fi? Uite, am un segment. A, B. De segmentul AB. Care este poți vorbi de mediana unui segment? Pentru că n-am niciun alt punct, am numai pe AB. Și atunci ce vorbesc în legătură cu AB? Vorbesc de mediatoarea segmentului. Aha.
Mediatoarea segmentului care este ce? Mediatoarea segmentului este perpendiculară, o conduce pe mijlocul laturii opus, pe mijlocul segmentului respectiv. Deci perpendiculara pe mijlocul segmentului, așa, adusă, ea este mediatoarea acelui segment. Mediatoare, nu mediană. Mediatoare. Da? Atenție multă. Deci mediatoarea unui segment este perpendiculara pe mijlocul acelui segment. Perpendiculara pe mijlocul acelui segment. Și totuși mediana ce este, domn profesor? O să vedem îndată. Deci, Adi, perpendiculara pe mijlocul unui segment este mediatoare. Mediatoare. I-ați băgat în ceață. Da, mediatoare. Parcă nu știu niciodată. Ce se întâmplă? Știți cum se uită? Așa. Deci, copii, asta e matematica. Trebuie să înțelegeți că dacă nu se repetă, așa, acum, la începutul lui august, vă aflați așa, în 15 septembrie v-ați dus, parcă nici n-ați făcut vreodată școală. Și văd că la 7 nici măcar nu repetă nimic din toate astea. Păi continuu că nu e timp. La mai greu, exact. Nu e timp să se facă asta. Deci, atenție multă. Avem nevoie să repetăm toate lucrurile. Acum am dat seama, am pus problema aceea pe tablă, am avut o minte... Eu am vrut să vă sugerez la când... Nu, am avut în minte următorul lucru, că trebuie să grăbim foarte tare lucrurile și m-am gândit că o parte din noțiuni le-am făcut, le știm, mai știm câte ceva. Hai să-mi dată mai minte, că poate și... Hai să luăm ușor. Atunci plecăm la următorul lucru. Dacă am o dreaptă și un punct exterior. Deci o dreaptă de și un punct exterior. Câte perpendiculare pot duce din punctul A pe dreapta așa asta? Câte perpendiculare? Una. Cum ai duce-o tu? Ca să fie corect dus. Cu echerul. Da? Cât te folosești de acest echer și cum faci? Pune așa și merge mătură stânga-dreapta până când ajunge să fie în direcție, da? Da. Și atunci duce mediatoarea. Te folosești de așa. Înălțimea. Perpendiculara din punctul respectiv pe dreapta respectivă. Da, da. Așa ducem cu, să spunem, cu folosind cu o anumită precizie. Că poate să fie eroare destul de mare. Altfel, de cum ai mai putea duce tu perpendiculara cu multă precizie? Folosim compasul. Așa. Punem în punctul A. Da. Și gata. Cum? Și gata? Ce? Deci cum conducem o perpendiculară dintr-un punct exterior pe o dreaptă, folosind numai compasul. Folosim calitatea asta că un cerc ce proprietăți are? Punctele de pe un cerc. Copii, când duceți un cerc, ce se întâmplă cu punctele de pe cerc? Punctele de pe cerc față de centru sunt la egală distanță. Adică asta este tot timpul aceeași raza cercului, da? Da. Ei, această calitate trebuie să o folosim, că putem construi toate punctele la egală distanță. Dați-mi o idee, să văd ce idee vă vine. Uite, eu aș pune vârful compasului în A. Da, vârful compasului în A. Și aș transcrie un cerc cu raza mai mare, încât să taie și dreapta asta. Deci deschideți compasul suficient, încât să tăieți și dreapta asta. Deci descrieți, duceți cercul complet. Okay. Aproape complet, da. Deci cu vârful compasului în A, cu vârful compasului în A, desenați un cerc care va tăia în punctele M și N. Da? În M și N va tăia ce? Pe cine tare în M și N? Dreapta respectivă. Spuneți-mi cum este AM cu AN.
De ce sunt egale? Sunt radiale. Păi tocmai am spus, nu? Că toate punctele de pe cer se bucură de calitatea, că sunt la egale distanțe de punctul fix. De mijloc. De centrul cercului. De centrul cercului. Atunci, AM și cu AN sunt egale. Ce fel de triunghi este AMN în condițiile astea? Este? Adi. Echilateral. Ce motiv ai tu să spui că e echilateral? Păi ea. Ia, ia spune și social. Tu spui echilateral ca să fii și tu cu altă poziție, nu alt, alt punct de vedere. Dar ea de ce a spus ea echilateral așa de vedere? Isocial. Isocial. De ce a spus ea isocial? Hai, Adi. Că ce am spus la triunghiul isocial? Era scris aici. Ce spuneam despre triunghiul? Ce are un triunghi isocial? Două laturi congruente. Două laturi congruente. Tocmai pe AM cu AN. Pe, de ce AM cât AN, Adi? Pentru că sunt razele în cerc. Deci AM cu AN sunt raze în cerc. Copii, atenție maxim. Deci domn profesor vorbește și gândul aici. Sunt da. Ochii pe voi. Ai venit lângă mine ca exact. Să te vorbim lecția. Că altfel degeaba. Stăm... Eu trag, am mai coborât și încă o treaptă, încă exact. O treaptă, încă o treaptă, m-am dus de tot jos. Deci reziți-vă. Deci insist în clar. Când trasez un cerc, toate punctele de pe cerc date sunt la egală distanță. Deci pentru că centrul cercului, doar tu ai văzut, deschizătura de acolo este aceeași tot timpul. Exact. Asta înseamnă că sunt raze în cerc. Și oriunde aș lua un punct de pe cerc, distanța de la centru până acolo este aceeași cu fiecare o altă distanță socotită. Deci, în concluzie, sunt raze acolo. Noi ce am făcut aici? Am desenat un cerc cu centru în A. Da? Un cerc cu centru în A. Nu ne mai gândim în altă parte. Suntem deconectați. Faptul că ați pierdut complet contactul cu geometria, stați pe deasupra și nu vreți să intrați în apă. Haideți să începem să lucrăm, să da. Mergem. Deci, insist. Ce am făcut, Adi? Am făcut un cerc cu am pus vârful compasului aici. Și am desenat un cerc. Puteți să-l desenăm complet. Da. Și pe urmă, pe orice punct aș fi luat eu de pe cer și uneam cu A, tot timpul ăsta era o zrație. Bun. Eu însă am insistat și v-am spus cercul să mi-l duceți chiar în totalitate. Dar mă interesează dintre toate punctele de pe cer, doar acelea care sunt la intersecția dreptei cu cercul respectiv. Putem duce un alt cerc, Adi? Sigur că da. Putem duce câte vrem. Care să taie dreapta. S-a întâmplat că cercul care l-ați dus să fi determinat pe mână aproape cât AM, cât AN. Și poate asta vă creează impresia că triunghiul este echilateral. Dar dacă duc un alt cerc care se-mi taie doar în, uite așa, mai puțin, da? Într-un segment mai mic, deci de rază mai mică, e important să-mi taie, cert este că atunci AM cu AN vor fi așa, nu? AM și AN, și atunci triunghiul isocel se va vedea și mai clar. În concluzie, pe mine nu mă interesează cât de mare. Cercul dus mai mare, o face pasta pe mână mai mare. Da, deci... Și atunci rămâne doar AM cu AN. Este obiectivul principal. Și este lucru pe care îl pot afirma fără nicio ezitare că triunghiul AMN este ce fel de triunghi? Isocel. Este categoric isocel. Și fiind triunghi isocel, AM e egal cu O, e egală cu AN și unghiurile de la bază sunt. Ei, acum problema este eu vreau să duc perpendiculara. Pe perpendiculara știu sigur că pică pe mijloc. Te amintim noi, ușor, mediatoare. Că într-un triunghi isocel înălțime și mediană și mediatoare și sectoare, dar astea s-au uitat de foarte multă vreme. Și acum, cum pot eu, având pe M și pe N deja obținute, să găsesc mijlocul segmentului? Deci mai fac un pas. O altă problemă care se impune acum este asta. Având un segment AB, cum găsesc mijlocul segmentului? Îl măsoară, în primul rând. Și îl împar la doi. Nu-i bun? Da, dar ochiul te poate păcăli. Cu... Datorit cu o anumită eroare. Eu vreau cu compasul. A, cu compasul. Să găsim mijlocul segmentului cu compasul. Ducem din A un cerc, din B un cerc
Cum? Ducem din A un cerc, din B un cerc și din A un cerc. Deci, cu vârful în A. Un arc de cerc. Trasăm un arc de cerc. Cu anumite deschizătură. Nu neapărat până în plec, ci mai... Mai mică. Mai mică. Să treacă de mijlocul pe care îl socotim noi pe undeva. Da. Am trasat un arc de cerc. Cu aceeași deschizătură... Mă duc în B. Mă duc în B și trasez un alt arc de cerc. Cu aceeași deschizătură. Și vedem că se întâlnește. Cele două s-au întâlnit. Imediat. Cele două arci s-au întâlnit. Și când le unim, aceasta este mediatoarea segmentului. Mediatoarea segmentului și calitatea este că trece chiar prin mijloc. Da, și mai știm noi că orice punct de pe mediatoare este la egalitate. Dovadă acum. Noi când am dus acest arc de cerc, da, distanța asta, da, rămâne aceeași cu distanța asta. Corect. Din ce motiv? Deci, pentru că același arc de cerc l-am descris. Exact, aceeași deschizătură am avut. Aceeași deschizătură. Și atunci, asta e cât asta, și triunghiul acela este isoscel. Corect. Și în felul ăsta, îl duc și mediatoarea. Cu alte cuvinte, în momentul de față, după ce am găsit segmentul MN, cu vârful în M, trasez un arc de cerc. Da, cu vârful în N. Cu aceeași deschizătură în N, mut compasul, trasez un arc de cerc, cele două s-au întâlnit și când cele două s-au întâlnit. Dar aici, ca să fiu și mai clar, cu vârful în M și cu vârful creionului în A, descris, trasez. Că am și orientarea asta, ca din A să duc. De A, corect. Ca să duc din A. Că eu duc, vreau să duc mediatoarea din vârful A. Adică aceste două arci nu vreau să se întâlnească mai sus. În altă parte. Da, mai decât sus. În A. El se vor întâlni mai sus, mai jos, nu are importanță. Și când duc așa, chiar prin A vor trece. Ok. Da? Da. Chiar prin A vor trece. Dar, de data asta, eu fac treaba asta ordonat și în ideea care a spus-o mai devreme. Deci ce fac? Cu vârful în M și cu deschizătura cât M, A. Trasez un arc de cerc. Trasez un arc de cerc. Cu vârful în N și cu aceeași deschizătură. Cu aceeași deschizătură și butând în vârful compasului în N. Trasez iar un arc de cerc. Cele două s-au întâlnit în punctul A. Și... Când și mai am și jos da, un punct. Și prin două puncte trece o dreaptă și mai mult. Da. Aceea este mediatoarea segmentului NM și înălțime în același corect timp. Și înălțime, că pleacă din A. Corect. Ai făcut asta, Adi? Da. Și s-au întâlnit da, în vârful A și când ai unit, da, exact asta este mediatoarea. Insist încă o dată. Deci, dragilor, o primă problemă este să construim o perpendiculară dusă dintr-un punct exterior pe o dreaptă dată. Cel mai rapid este să construiesc asta cu cine? Cu echerul acolo, spunea Miruna. Dacă am un echer suficient de, cu laturile suficient de mari și să-mi permită treaba asta. Dar dacă nu, corect este să o fac cu compasul. Bun. Vă las pe voi să-mi spuneți cum construim. Adi, spune-mi, te rog, etapele pentru construcția asta care am venit-o aici. Mai întâi am descris un arc de cerc. No, deci avem un punct, avem un punct și o dreaptă. Dreaptă. Cum construim, folosim compasul? Punem vârful în A și trasăm un arc. Nu un arc, un cerc. Un cerc, un cerc. Care să taie dreapta, care vorbește. Care să taie dreapta de și acolo fixăm și punctele. În două puncte, da? Da? Care să taie dreapta de, care taie dreapta de, în două puncte, puncte notate, M și el. Bun. Hai să scriem așa. Pasul 1. Pasul 1. Miruna, repetă. Și tu. Pasul 1. Desenăm dreapta. Avem o dreaptă și un punct. Sunt date astea. Din punctul A ducem... Cu vârful compasului în punctul A. A, desenăm un cerc, trasăm un cerc. Care taie? Care taie dreapta de în punctul de M și N. Scriem asta. Pasul întâi. Fixăm vârful compasului. Îți vorbește și toate. Fixăm vârful compasului. Vârful compasului în...
În punctul care? În punctul A. A, dat. Da, în punctul A, dat. Să învârșim compasul în punctul A, dat. Și trasăm un cer. Și trasăm un cer care să taie dreapta de. Care să taie dreapta de. În punctele M și N. În punctele M și N. Care să taie dreapta de în punctele M și N. În paranteză scrieți acum. Ce știm în momentul când am tăiat cercul, cercul a tăiat în mașină? Cum este A, M cu A, N? Deci A, M, în paranteză scriem, A, M este congruent cu A, N. A, M congruent cu A, N. Ca raze ale cercului. Scrie, da? Raze. A, M cu A, N congruente ca raze ale cercului. Ca raze ale cercului. Adică, liniuță, triunghiul A, M, N este isoscel. Putem puncta. Triunghiul A, M, N este isoscel. Că tot am vorbit de triunghi isoscel. Triunghiul A, M, N este isoscel. Pasul 2. În pasul 2, Miruna, ce facem? Da, pasul 2. Păi, aflăm mediator. Pasul 2, că noi asta ne propunem, zicem din A perpendiculară, da? Da. Asta e obiectivul nostru. Dar în pasul 2 ce facem? Am spus? Deschidem copasul. Deschidem copasul în punctul N. A, în punctul N. Deci punem vârful compasului în M și cu deschidătura până în A și trasăm un arc de cerc. Si. Cu vârful compasului în M și cu vârful creionului în A, cu vârful compasului în mână și cu vârful creionului în A, trasăm un arc de cerc. Haideți copii, ca să începem. Turați-vă un pic. Hai, trasăm un arc de cerc. Dormim. Acum ce facem? Următorul pas. Tot aici. Cu vârful compasului. Cu vârful compasului în N. Trasăm un arc. Și cu aceeași deschizătură. Cu aceeași deschizătură, esențial. Esențial, hai. Da. Nu, nu, nu. Tot aici, aici. Cu vârful compasului în N. N. Și aceeași deschizătură. Da. Și cu aceeași deschizătură trasăm un alt arc de cer. Cer. Ai scris, Miron? Da. Ce se întâmplă acum? Cele două linii se întâlnesc. Cele două arce de cer se întâlnesc în A și în A prim. În A. Cele două arce. Scrieți. Cele două arce se întâlnesc în A și A prim. Și A prim. În A și A prim. Iar A prim este tocmai mediatoarea, perpendiculara din A pe dreapta de. Corect. Iar A prim este perpendiculara din A pe dreapta de. Sigur. În paranteză spuneți, ea este și mediatoarea segmentului MN, putem vorbi, este înălțime în triunghiul AMN, este bisectoare, este de toate, pentru că triunghiul este isoscel. Da? Deci aici să mai adăugați, A' este mediatoarea. Hai, Miruna. Hai, Miruna. Mediatoare, face? Bisectoare. Ai tendința așa de... Să nu scrie. Da, și când intri ea într-un refuz, nu-și mai revine ușor. Deci A prim este, ce am spus mai devreme, mediatoare, bisectoare, înălțime și mediană în triunghiul A, N, M. Ei sunt sigură că nu mai știu ce înălțimea au înțeles acum și au adus aminte că e perpendiculară din vârf pe, pe latura opusă, drumul cel mai scurt, dar mediatoarea ce este? Tot o perpendiculară, dar pe ce? Pe mijlocul. Pe mijlocul. Vorbim de mediatoarea unui segment. Exact. Nu mediatoarea din vârf. Da, exact, din vârf. Mediana este din vârf pe mijlocul laturii opuse. Unește vârful cu mijlocul. Cu mijlocul. Și bisectoarea în parte unghiul două. Haideți să ne aducem aminte, să vedem așa. Un pic.
uitați aici, M să zic, am zis despre înălțime. AM este mediană. De ce? Pentru că M este mijlocul lui BC, segmentul lui BC și din din vârf da. Pe mijlocul. Haideți să ne aducem aminte un pic, copii, haideți. Mediană. Mediatoarea este dreapta perpendiculară, nu mai trece prin vârf. Da? Mediatoare. Și e pe mijlocul unui segment, mediatoarea. Da, dar e perpendiculară. Dar e pe mijlocul acelui segment. Băgați-l ca pe mijloc, mediatoare. Toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capete. Am văzut și aici, nu? Așa. A vorbit asta, da? Corect. Deci, mediatoarea și cu înălțimea sunt paralele. Ia uitați-vă. Uitați-vă puțin, haideți. Mediatoarea și cu, și cu înălțimea sunt paralele. Da? Mediana nu este înălțime. Mediana, nu este perpendiculară, ea este vârful cu mijlocul. Corect, nu este perpendiculară. Iar bisectoarea împarte unghiul în două, da? Unghiul în două, unghiul congruente. Dacă ar fi să duc aici, iată așa, unghiul de aici 45, și cu ăsta de aici, 45. Dacă ar fi de 90. Dacă ar fi de 90, corect. Da? Deci asta este bisectoare. Bisectoare. În concluzie, care sunt liniile importante într-un repede. Timp? Repede. Ziceți. Mediatoare, înălțime, bisectoare, mediană. Cine sunt înălțimi? Ce e înălțime? Perpendiculare. Ziceți. Pe dreapta, pe latura opusă. Mediană. De unde? Mediana poate să fie perpendiculară? Asta vreau să văd, să vă prind. Mediana poate să fie perpendiculară? Nu. Păi da, Adi a zis perpendiculară, perpendiculara. Deci mediana, Adi. Ce-i mediana? Din vârf pe mijloc, laturi opuse. Uite, ți-a arătat, domn profesor, că nu deci din vârf pe laturi opuse. Dar nu perpendiculară, Adi. Numai mediatoarea e perpendiculară. Și înălțimea. Deci înălțimea și mediatoarea, înălțimea și mediatoarea și cu bisectoarea, toate sunt în același punct, numai când triunghiul este isoscel. Când triunghiul este oarecare, ele sunt distincte. Mediatoarea e perpendiculară pe mijlocul segmentului, mediana unește vârful cu mijlocul, înălțimea este cea care e perpendiculară drumul pe, cel mai scurt. Pe drumul cel mai scurt din vârf, din orice punct. Dacă e dintr-un triunghi, din vârful opus, nu? Laturile acestea. Iar bisectoarea împarte unghiul două, unghiul congruent. Bun. Haideți, dacă ceva am prins din ce am vorbit până acum, am prins. Haideți să ne întoarcem la problema noastră. Hai să încercăm să o ducem. Facem într-un unghi ABC cu unghiul A de 90 de grade. Haideți, vorbim. Cine vorbește? Adi, te rog. Hai, condu-mă, te rog. Zi, Adi. Ce spune problema? Uite, mai pe tablă, scris Adi. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Măsura unghiului A de 90 de grade. Facem într-un unghi, da? Vă propun să-l desenați așa. Unghiul aveți un echer cu unghiul de 90 de grade din sus. Da? Voi sunteți tentați să faceți așa, că vă vine mai ușor, dar eu vă propun așa să-l faceți. Cum să-l faceți? Deci cu exact cu vârful acela, chiar dacă ai linia. Deci dacă ai linia, uite, aici e 90 de grade, da? Aici e 90 de grade. Corect. Și atunci fixez așa la tine, uite, e fixat așa. Și l-ai făcut. Și e tras pe partea asta și ai făcut 90 de grade, ca să fii sigur, uite, uite aici. Da? Acesta e triunghiul dreptunghic. Uite așa. Da? Unghiul aici de sus e de 90 de grade. Da? Vezi? Acolo e de 90 de grade. Îl marchez și eu A, B, C. Triunghiul A, B, C. Marcați-l și voi, vedeți? Știți cât e de important? Sigur că dacă e în problemă, mi-amintesc că ăla e 90 de grade. Nu-i degeaba cum faceți, domnul profesor. Hai, fiți receptivi și faceți așa. Deci, triunghiul A, B, C, unghiul A de 90 de grade. Da. Acum a zis, M aparține... M e pe latura AB. AB. Nu le-au la mijloc. Îl iau într-o poziție, să spun aici, M. Da? Pe aici, undeva, am luat pe M. Cum pe M pe AB, pe interiorul lui AB. Nici în A, nici în B. Nici la mijloc, ca să nu pică în situații particulare. Ați înțeles de ce, da? Da. Nu luăm la mijloc niciodată. Mai departe, ce spune problema? M perpendiculară. Duc o perpendiculară din
dintr-un punct exterior pe BC. Asta e o dreaptă. Iată că mă situez în problema pe care am făcut-o mai devreme. Am punctat-o. Am o dreaptă și un, punct, și un punct exterior. Cum a fost mai înainte dreapta, copii, și punctul A. Ce am făcut acolo? Am dus-o perpendiculară, da? Drumul cel mai scurt. Hai să facem și noi. Da? Linie. Cum faci ca să duci o perpendiculară de aici? Ca să-ți iese foarte bine problema. Nu te apuci cu compas, că e multă treabă. Da. Mă duc așa, uite, Adina, mă duc așa. Pun unghiul drept. Sau cu echierul, dacă l-ai, da. Și trasez așa, uite. Hop, super. Ăsta e drumul cel mai scurt. Ai deci, interes? Facem și noi așa, te duci, nu cu... Să-ți păstrezi aici. Da? Și nu numai atât, o ducem și mai lungă. Că spune problema, duc perpendiculara din mână. Cu mână o duc mai lungă, deci mai mult, până se întâlnește cu dreapta AC. Că spune că nu-i pe AC. Deci M este un punct care se va găsi la întâlnirea lui acestei perpendiculare, dusă dintr-un punct exterior M, pe BC, cu AC. Iată, asta este. Ăsta este punctul M. Iată ce a spus. Fie M un punct pe AB. Mână este o perpendiculară pe BC. Adică din punctul M am dus o perpendiculară pe BC. Iar despre N acela eu aveam suficient motiv să spun că dintr-un punct exterior pot duce o singură perpendiculară. Această perpendiculară. Dar ca să o pot indica, puteam zic o dreaptă de perpendiculară pe BC dusă prin punctul M. Era suficient. Dar am spus mână. Spunând și cine este N în culise? N este PAC. Înseamnă că și pe NM că am dus-o perpendiculară și la intersecția lui AC cu dreapta respectivă. Ăsta e punctul N. Da? La toată lumea a desenat așa? Da. Și acum marcăm aici că a fost din nou, am dus din nou ridicat. Deci este lucru important. Foarte important. Ce ni se cere în problemă? Deci să dovedim că CM e perpendiculară pe BN. Pe BN. Adică unind, ducând pe CM în prelungire, iată aici că pică perpendicular pe A, pe NB, pe NB, nu pe AB. Că nu se, nici nu se poate, că am deja o perpendiculară pe AB, ce adusă din ce. Da? Deci, încă o dată să repetăm. Ce avem în problemă? Să vedem, să înțelegem bine ipoteza ADE. Ce avem în problema asta? Ce spune autorul? Avem un triunghi ABC cu măsura unghiului A de 90 grade. Deci un triunghi dreptunghi, da? Nu degeaba. Că nu dă autorul nicio informație în plus. Are el grijă să-ți dea. E atât de zgârcit încât nicio informație nu lasă aiurea. Deci, unghiul ăsta e de 90 de grade. Atunci AB va fi de 45, cel va fi de 45. Dacă avem două unghiuri egale, înseamnă că triunghiul AB e isoscel. Dar cine a spus că triunghiul AB e isoscel? Păi dacă unghiul are 90 grade. Dar ce am spus, uneva spune că triunghiul A, B, C, isoscel, adică că A, B, cât A, C? Nu. E dreptunghi. Miruna, n-ai voie să poți nimic, nicio mișcare în afară de ceea ce este dat în ipoteză. Insist. Adi. Miruna, Anca. Atenție. Deci, se dă triunghiul dreptunghic A, B, C. Da? În care unghiul A de aici e de 90 de grade. Am luat un punct la întâmplare pe AB. Printr-un punct exterior pot duce o perpendiculară pe dreapta BC. Am dus-o. Da? Și acea perpendiculară s-a intersectat cu AC într-un punct N. Să arătăm că CM e perpendiculară pe NB. CM perpendiculară pe NB.
Pentru asta să ne mai reamintim câteva lucruri. Dacă am dat un trimis... Stai puțin. Putem să zicem că C, M e înălțime, B, A e tot înălțime. C, și... o secundă, C, M... C, M, putem zicem că e înălțime. De ce să spunem C, M? Să presupunem. Că nu, B... nu avem voie să presupunem. Deci... Nu, dar știm că B, A e înălțime. B, A înălțime în ce triunghi? Pe A, că, în triunghiul B, A, că... În triunghiul B, B, în triunghi a apărut a din triunghiul B, N, C. B, N, C. Iar în triunghiul B, N, C se întâmplă ce? B, A este înălțime. B, A e deciculară pe A. De ce? De ce e înălțime? Pentru că B, A e perpendiculară pe C. Deci B, A e perpendiculară pe? Pe N, C. Pe N, C. B, A fiind triunghi dreptunghic. Da. B, A, C fiind triunghi dreptunghic, B, A e perpendiculară pe A, C. Da. Deci și pe N, C, cu alte cuvinte, da? Și N, dacă notăm acolo cu o literă, M prim N, sau cum vreți. N, M, N, N, hai să zic, nu, nu avem. P, hai să zic, da. N, P e perpendicular pe P, C, adică N, P e tot înălțime. De ce? Pentru că M, P este perpendicular, nu zice problema. Și dacă avem două înălțimi și a treia... Știm că într-un triunghi... Dacă avem două înălțimi și a treia trece acolo, atunci e ortocentru și că M e perpendicular. Capătă calitatea de înălțime. Deci M capătă calitate de ortocentru în triunghi N, C, B, fiind intersecția două înălțimi, a lui N, P și lui B, A. Corect. Și atunci și C, M este și obligatoriu. Și C, M va fi obligatoriu în înălțime. Tocmai asta vreau să punctez. Într-un triunghi, într-un triunghi, A, B, C, da. Într-un triunghi ABC, ne-am trezit pe urmă, da. Da? Într-un triunghi ABC, ADH, tu te rog, știm așa, că dacă înălțimile sunt concurente într-un punct numit ortocentru. Deci înălțimile sunt concurente într-un punct ortocentru. Da? Într-un punct, cu H se notează ortocentru, da? De regulă se notează cu H, numit ortocentru. Dacă două din ele s-au întâlnit, a treia care trece pe acolo și ea înălțime, n-are ce face. Aceasta este o tehnică foarte tare folosită pentru a arăta că două drepte sunt perpendiculare. În multe, foarte multe probleme, și noi am făcut asta, probleme de acestea, corect, destule... Vedeți că v-ați adus un pic aminte, dar haide, haide, intră. În concluzie, vreau să înțelegeți așa, că în clipa în care am dat că triunghiul BAC este dreptunghic, aceasta trebuia fi în mintea voastră să fie bine ancorată. Nu, e un triunghi dreptunghi aruncat acolo și gata. Mă, unde l-o-i folosi eu aia? Și care va fi momentul acela important? Că apoi, înălțime. Tocmai a venit momentul acela formidabil când B-A a căpătat calitate de înălțime în triunghiul nou N, format. C, B. Corect. Nou triunghi format. Adi, o altă înălțime care a mai fost dusă tot din ipoteză a căpătat aspect de înălțime, deși noi am dus-o perpendiculară. Ce am mai făcut mai departe? Știi de ce ești așa aduțu? Pentru că n-ai fost atent, iubitule. Țigând în altă parte și te-am prins. Lasă să audă mami acum că n-ai fost atent. Deci, hai să repetăm. Îi repetăm ipoteza. Să dă triunghiul ABC. Da? Dreptunghic. Dreptunghic în A. Foarte important. Putea să fie oarecare. Dar autorul dă dreptunghic pentru că mai târziu ce înseamnă dreptunghic? Acolo sunt 90 de grade. Adică BA pe AC din perpendicular, da? Și adică unghiul, măsura unghiului BAC din 90 de grade. Mai târziu, între unghiul B, N, C, BA... Cum este, Adi? Cum este, Adi? Pe drumul cel mai scurt, ce este BA între unghiul B, N, C? Înălțime, mă, că e perpendiculară din vârful B pe latura opusă. Tu vezi triunghiul N, B, C? Îl vezi? Care e triunghiul N, B, C? Asta este, Adi, da? A-ul este aici, Adi.
ca să ne înțelegem, da? Deci, triunghiul NBC este acesta, da? Anca, tu l-ai văzut, da? Da. Adică îl vezi? Da. Ai construit și tu? Da. În triunghiul NBC, asta BA, BA capătă calitate de înălțime, BA. Tot în triunghiul BNC, dar n-am spus asta, ce am făcut. Deci am luat pe MAD, pe cine a fost luat punctul? Hai să fac figura mai mare, trebuie să se întâmple ca nu și voi nici să... Nici figura nu a fost. Trebuie să înțelegeți că... Vreau să faceți următorul lucru. Când intrați în problemă și spune, domnule, m-am înțeles aici, nu știu asta. Vă rog, insistăm încă o dată și doar, dar să vadă din partea voastră interes. Că în condițiile în care nu vă mobilizați, nu am cum să pătrund în mintea voastră și să fac eu efortul pe care trebuie să-l faceți voi. Anca și Miruna și Adem. Hai să mai facem o dată figură. Da. Voi vă jucați. Eu, cum să zic, în locul vostru nu pot să fac ce trebuie să faceți voi. Așadar, un triunghi mai mare. Un triunghi dreptunghic. Da, nu-l tragem. Așa. Triunghiul dreptunghic. A, B, C. A, B, C. Luăm un punct M pe care ați trimit dreptunghic A, B, C. Deci unghiul ăsta îl marcăm din nou ordine. Uite, reau figura să facem încă o dată ca să înțelegem. Dar vreau să fii prezent în problemă. Deci, triunghiul A, B, C. Dreptunghic în A. Și când ați dreptunghic în A, spun băi, să țin minte treaba asta, că de-aia se punctez eu aici, că nu degeaba mi-a dat autorul. Înseamnă că B, A, C e de câte grade aici? De 90 grade. Înseamnă că BA e perpendiculară pe asta, dacă o prelungesc, da? Pe acea dreaptă. Pe acea dreaptă. El asta, autorul când spune că e unghiul de 90 grade, BA e perpendiculară pe A. Asta are în cap. Și tot atât de bine, și tot atât de bine, pot să spun că CA e perpendicular pe AB. Corect. Deci depinde de situația care va fi în problemă. Faptul că am aici 90 grade înseamnă că BA e perpendicular pe AC sau CA e perpendicular pe AB. Corect. Aceste lucruri trebuie să bineînțeles. Ori de cât spune un triunghi dreptunghic, asta vrea să spună el autorul. Traducem prin această perpendicularitate. Un punct M pe AB. Nu luăm la mijloc. Domnul profesor vă atrage atenția și nu degeaba. Nu luăm la mijloc. Tocmai că de multe ori când se ia într-o situație particulară, de acolo observ ceva, că triunghii se oscil, nu știu ce pe acolo, și Miruna a fost la teză cu chestia exact. Asta. Și situația aceea particulară a scos-o din mână. Exact. De aceea insist. Nu la mijloc, ci undeva. Ori mai aproape de A, ori mai aproape de B. Și l-am luat mai aproape de B. Și atunci, perpendiculara pe BC și m-am dus practic în problema aceea cunoscută dintr-un punct exterior după perpendiculară. Perpendiculara din B, din M pe BC e unică. O pot duce și în sus și în jos, o dreaptă. Deci nu tai dreapta BC pentru că nu ne zice problema. Zice că nu tai dreapta AC. O tai și pe BC. O tai și pe BC, dar nu-i N acolo. Nu-i N acolo. N este acolo unde am spus eu. Unde N aparține AC. La AC. Exact. Deci nu aparțin la ce? Asta e punctul meu. Ăla-i am insistat și am spus dreapta asta, perpendiculară adusă, am notat-o eu cu mână, unde nu am precizat că este pe AC. Deci am spus că perpendiculara asta, dreapta asta,
taie practic pe AC în punctul N și în momentul de față... Ei erau tentați dacă, cu nouul pe BC, domnule, păi și îi spărea că nu mai merge. Păi dacă N spune că e pe AC... Corect, trebuie să o ducem. Dacă spuneam că nu e pe BC... Rămânea pe BC. Pe BC, dar așa i-am spus că nu e pe AC. Deci am spus bine. Deci un din N? Adi? Pe AC. Pe AC. Bun. Și acum, faptul că e perpendicular la AD, înseamnă încă o informație pe care acum am să o țin minte, nu știu de ce. Dar acum să văd ce îmi cere autorul. Spune așa, că unim pe C cu, cu M, C cu M, și prelungind-o pe așa asta, pe această dreaptă, pe această dreaptă C, M, ea va fi perpendiculară, să demonstrăm asta. Mare, va fi perpendiculară, asta trebuie să arătăm, este perpendiculară pe cine? Pe, pe NB. Pe NB. Asta era problema. Ai înțeles? Adi? Ia să vedem. Repetă tu toate ipotezele. Exact. Tot ce am vorbit eu, repetă tu. Păi, se dă un triunghi ABC cu măsura 90 de grade. Și ce înseamnă asta? Faptul că e 90 de grade? Exact, insistă. Convinge-i tu pe cei care ne urmăresc acum de tot ce am făcut noi. Ce înseamnă asta, dacă măsura unghiului A e 90 de grade adusă? Că triunghiul BA e dreptunghic. BA, da. Că se zice că e dreptunghic. Asta înseamnă că BA e perpendiculară pe cine? Asta am insistat. Zi, BA e perpendiculară pe AC. Pe AC sau pe NC, da? Și? Sau C și e perpendiculară? Și tot atât de bine ce A e perpendiculară pe AB. Deci când vezi, adică se dă un triunghi dreptunghic într-un punct, da? Într-un punct, înseamnă că, de fapt, asta îți traduce ție că AC e perpendicular pe AB și că AB e perpendicular pe AC. Deci, AC pe AB sau că AB e perpendicular pe AC. De ce nu le-am prelungit eu? Da? Ca să vezi clar lucrul ăsta. Să fie limpede că în clipa în care am unghi din 90 de grade, una din lacat laturi, care se cheamă catetă și așa o știu în dreptunghic, deci trebuie să vă amintesc toate lucrurile astea. Păi da. Una din catete e perpendiculară pe cealaltă. Corect. Da? Se cheamă astea catete și asta e ipotenuză. Ca să făcut triunghiuri dreptunghice. Bun. Ce mai știm din problema, Adi? S-a luat un punct M pe AB și am dus o perpe? O perpendiculară. Pe ce? Pe latura? Uite la problema, Adi. MN e perpendiculară pe BC, da? Uite, mă, dar am făcut încă o dată construcție. Mai mult de atâta nu știu ce să fac. Adi, gândește-te. Am dus o perpendiculară din punctul M? Da. Pe, de latura BC? Inițial am dus-o pe aia. MP, notați-o, domn profesor, ca să vă arăt, da, vă rog. Da, da. MP. MP, am dus-o perpendiculară pe latura BC, Adi? Da. S-a format acolo un unghi 90 de grade? Da. Prelungit acea perpendiculară. Da. În așa fel încât să obținem punctul N care era pe AC. Uite, spune N pe AC. Și s-a format în felul ăsta triunghiul B, N, C. Ia să vedem ce avem noi în B, N, C, Adi. În triunghiul B, N, C, ce avem? BA perpendiculară pe... BA perpendiculară pe... Vorbește mai tare, Adi. Pe NC, bravo. Ce, ce este dacă e dintr-un vârf perpendicular pe NCC? Devine înălțime. Normă. Mai mai repede. MP. Adică... Adică MP. MP. E perpendiculară pe... Pe M ca calitate de... capătă? Ce calitate capătă în MP? La înălțimea celor două... În triunghiul MP. La intersecția celor două înălțimi în care... Și înălțimea celor două înălțimi, cele două se înălțimi, se întâlnesc în punctul M. M devine ortocentru. Și atunci cea de-a treia care pleacă din C prin M n-are altă șansă decât să fie tot înălțime. Deci cea de-a treia, CM, va fi perpendiculară pe NB. Nu particip deloc. Nu știu ce să fac. Deci M intersectează și prima înălțime care tu ai zis-o. Deci punctul M e rezultatul intersecției lui BA cu NB. A doua înălțime. Și atunci M este în poziția de ortocentru. Faceți cu roșu, domn profesor, ce două înălțimi, da, vă rog. Da, să le fac. Deci, uite, V-a în triunghiul N, N,
Anca, tu ai înțeles? Da. Bine. Nu mai avem o reușit să-l prezint. În triunghiul NBC. Așa. BA e o înălțime. Corect, Adi? Da. BA e o înălțime, Adi, da? Uite, ce face domn profesor cu altă culoare. Da. Așa. Și... și în albastru. Deci, în triunghiul NBC, BA. BA, care era o catetă, e înălțime. Acum are calitate din înălțime. Asta este spectaculos, adică ce se întâmplă. Tu înțelegi alea? Fosta catetă BA, în triunghiul care a luat naștere, ea spune, păi stai că acum eu față de triunghiul NBC, eram catetă înainte, dar acum sunt înălțime. Deci este ea într-o altă poziție, o altă calitate. Deci BA e înălțime. După aceea NP... Iar NP care am dus-o noi perpendiculară pune, păi zice și despre mine altă poveste acum. Corect. Că și eu, în triunghiul NBC, am altă poziție. Dar ce sunt acum? Sunt înălțime. Și ia uite, unde sunt înlești cele două înălțime adusuri? Ia uite, mamă. În triunghiul NBC... BA în ce punct se întâlnesc? Și cu NP se întâlnesc în punctul M. În ce punct se întâlnesc? M. În M. Și ce? Dacă se întâlnesc în punctul două înălțimi? Ce este? Orto? Centru. Ortocentru trezește. Deci atunci... Cea de-a treia, care trece pe acolo, n-are altă șansă, fi și ea tot înălțime în triunghiul NBC. Da? N-are și altă șansă, fi tot înălțime. Și dacă e înălțime, pică perpendicular. N-avem ce face. L-am spălat și pe ochi un pic. Da, hai Adi, ca să facem... Hai, că nu ne-a ajuns deloc, hai! Hai, adu-ți-o! Și problema nu e deloc dificilă, dar am uitat complet noțiunile din clasa... Nu vrea să fie aici, domn profesor, eu sunt sigur că și-aduce aminte. O trecut ziua ta? Da. Dar și nu mai am treabă. Hai, adu-ți-o! Opresc-le, domnul. Da? S-a făcut timp.